Da, pe de altă parte, e important să dezbatem și următorul subiect. Ne dorim pentru copiii noștri doar ce e mai bun. Da, avem grijă să mănânce bine, dar poate uneori exagerăm. Știi aia cu termină tot din farfurie? O mai facem din când da, în da, când. Da, da, și sintagma pe care o are românul, gras și frumos, da, și sănătos. Da, da. Motiv pentru care discutăm chiar acum cu domnul doctor de chirurgie metabolică. Are ținut bine? Da. Mihai Ionescu, perfect, are ținut bine. Bună dimineața! Bună dimineața! Până la urmă, e greșit principiul ăsta cu mănâncă tot din farfurie? Poți să creezi niște obiceiuri nesănătoase pe parcurs? Nu știu exact cât de greșit, dar cu siguranță e dăunător. Okay. În sensul că da, nu ar trebui să inducem tot timpul ideea de a mânca tot din farfurie. Mai ales că dacă toți cred că am observat că farfuriile sunt din ce în ce mai mari. Da. E o chestie reală. Și unul din trucuri ar fi să folosim farfurii mai mici, dacă tot vrem să termină tot din farfurie. România ocupă un loc destul de neprietenos când vine vorba de ce înseamnă obezitate infantilă. Obezitate în general. Știu că la un moment dat în state au zis că vor să declare că e epidemie în sensul ăsta. Dar mă rog, revenim la România. Era la un moment dat niște cifre care spuneau că 80% dintre copii sunt ori în zona de obezitate, ori urmează să ajungă destul de repede acolo. Ce ne face să fim acolo și cum putem să rezolvăm cumva chestiunea asta? În România, nivelul copiilor supraponderal e undeva la 25-30%. Deci unul din 3, unul din 4 copii sunt supraponderali și în principiu 10-15% sunt chiar obezi. Și de ce? Care e cauza? Cauza este stilul de viață, în primul rând. Sunt mai mulți factori, evident. Primul ar fi materialul genetic care vine de la părinți. E dovedit că în familie unde adulții, părinții au probleme de greutate, copiii au șanse mai mari să aibă și ei probleme de greutate. Apoi, în același timp, în genul ăsta de familii, există un mediu obezogen, ca să zic așa. Duc un regim de viață care îi predispune la obezitate. Nu mai fac mișcare, copiii nu se mai joacă și nu mai ies în fața casei sau în fața blocului ca pe vremuri, deci sunt la fel de sănătate ca părinții. Și apoi mănâncă alimente pe care le mâncă și părinții, hipercalorice. Cu ce greșesc mai exact părinții atunci când oferă meniul zilnic celui mic? Cu ce exagerăm noi românii? Că, mă rog, fiecare țară are regimul ei și modul ei de a găti. Dacă ar fi să ne referim strict la țara noastră. Păi noi nu greșim în mod esențial diferit față de alții. Avem practic un stil de viață și de consum alimentar de tip occidental. Ca dovadă că până în 1989 România nu avea nivelul de obezitate pe care îl are acum. Asta arată că ceea ce mâncăm sau mediul cultural în care trăim e important. Greșim în esență prin câteva lucruri simple. Recompensa prin dulciuri e una din greșelile principale pe care n-ar trebui să o facem dacă avem copii. Mâncatul de fast food foarte des, de asemenea ca recompensă față de unii copii. Nu ar trebui să le interzicem. Eu însumi îmi duc copilul din când în când la fast, pentru că e tentant. N-aș vrea să îi se pare că e ceva interzis. Și din când în când îl duc, îi explic și acolo poți să alegi în măsoare în care poți să alegi anumite lucruri care nu sunt complet dăunătoare. Înainte de a ajunge la bisturiu și la tot felul de intervenții din astea care mie mi se par nefirești, ar trebui să arate într-un fel meniul zilnic pentru copilul care e activ versus copilul care este mai puțin activ sau inactiv? Cel care își petrece timpul la calculator sau pe tabletă? Eu nu sunt nutriționist, dar din literatură și din ce am citit până acum în cadrul profesiei de chirurg pe care o am, copiii în general sunt sedentari, puțin dintre ei fac sport. În principiu, ar trebui să mănânce toți alimente cu calorii sănătoase. În principiu, ar trebui să mănânce proteine, carne, legume, mai puțin glucide, în esență pâine, dulciuri. Eu nu vreau să vă întreb din punct de vedere al unui nutriționist, pentru că da, sunteți chirurg. Tocmai de asta vă întreb ce ar trebui să facem ca să evităm să ajungem în zona în care chirurgia ar fi ultima păi soluție. Să încurajăm copiii să facă cât mai multă mișcare, să limităm timpul de expunere la televizor, la laptop, la jocuri și să avem câteva idei despre o alimentație sănătoasă. Și ca să ajungem la da, e ușor de zis, mai greu de făcut, se pare la noi. Și ca să ajungă, sau cine ajunge la chirurgie în fond și la urma urmei? Cât de gravă este cel care ajunge acolo? Nu mai există drum înapoi? Drumul înapoi există, ca dovadă că noi operăm pacienți și copii, dar de la 15-16 ani în sus,
care au trecut sau au încercat să slăbească prin metode conservatoare de dietă, de sport. Și ce înseamnă concret această operație, domnule doctor? Sunt mai multe tipuri de operații. Cea mai des folosită la ora actuală este micșorarea stomacului. Înseamnă o reducere a volumului gastric pe cale laparoscopie cam cu 70%. După care știm că urmează un procedeu anevoios, introduci extrem de lent anumite alimente, mănânci puțin, mănânci mai mult lichid, nu? În principiu, în 2-3 săptămâni revii la o alimentație normală. În prima săptămână bei doar lichide, în a doua săptămână adaugi mâncare pasată, iar în a treia săptămână revii la mâncare solidă, progresiv în funcție de toleranță. Și ce ar trebui să știe un pacient care se pregătește de operație, fie că vorbim despre un adolescent sau despre un adult? Poate reveni la greutatea inițială? Sau îți este bătut în cuie? Nu, gata, rămân... Gata, mi-a tăiat stomacul, e acum doar omul... Din păcate, niciun procedeu chirurgical nu este... Orice procedeu chirurgical poate fi păcălit în ghilimele de pacient. Pacienții, ca să răspund simplu la întrebare, trebuie să înțeleagă că chirurgia este o jumătate din rezolvarea problemei, apoi schimbarea stilului de viață și alimentație e a doua jumătate a acestei povești, care le aparține, evident, consiliați de mine ca și chirurg sau de colegii mei nutriționiști. Dar nu e anormal să vorbesc despre un copil care 15-16 ani ajunge la o astfel de procedură? La obezitate și atunci are